Din nou în direct la actualitatea, doamnelor și domnilor, pe tot mai multe voci liderii PNL spun că prezidențiabilul va fi Nicolae Ciucă. PNL își dorește să dea candidatul la președinție în aceste alegeri. Nu e clar dacă să fie un candidat comun cu PSD-ul, probabil că asta ar fi ideal, dar în orice caz vrea neapărat să aibă PNL-ul să aibă candidat la președinție. Dacă n-are ce face, chiar îl obligăm, zice Rareș Bogdan despre Nicolae Ciucă, trebuie să fie candidatul nostru. Ce răspunde președintele PNL? Dacă partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran în astfel de situații și voi proceda ca atare. Sunt ipoteze, dar în momentul de față niciuna nu este pe masă, nu s-a discutat deloc. Fiecare, nu e vorba de a exclude, că aici e o analiză care se va petrece după ce vom avea rezultatele după ziua de 9 iunie și în funcție de aceste rezultate vom avea fiecare dintre noi concluziile respective se vor transforma. Da, inevitabil încep cu dumneavoastră, domnule Vlad Nistor. A furat PNL-ul cumva startul în discuția asta, că îl tot promovează insistent așa pe domnul Ciucă. N-a discutat nimeni până acum despre președinție și PNL-ul hop cu domnul Ciucă. Am apucat să spun în emisiunea dumneavoastră că mi s-a părut ciudat faptul că doi colegi în conducerea Partidului Național Liberal se apucaseră să declare acest lucru înainte ca oricine altcineva să fi declarat. Înainte de a fi declarat persoane mai autorizate decât domniile lor, cum ar fi președintele, prim vicepreședinții sau secretarul general al partidului. Care e, după părerea mea, realitatea momentului? 1. Discuția e prematură. Pentru că totul depinde de felul în care vor evolua lucrurile, de cum a spus și domnul Ciucă, de rezultatul alegerilor primei confruntări electorale și abia după aceea lucrurile vor deveni mai clare și în funcție de negocierile care vor exista în interiorul coaliției. Din foarte multe puncte de vedere, eu cred că domnul Ciucă este foarte calificat și o spun din nou, o să spuneți că devin redundant, în contextul internațional actual de ocupare acestei poziții, pentru că, așa cum știți, atribuțiile președintelui sunt în primul rând cele legate de politica externă și de securitatea națională. Sunt unele țări în Europa, unele țări deștepte, cum e de pildă Republica Cehă, care a ales un general în retragere ca președinte. Un general cu 4 stele, cum e și domnul Nicolae Ciucă. În retragere. Ambii domni, fac această comparație, ambii domni au făcut școală în același loc. Adică în America. Ambii au avut nenumărate întruniri. Eu l-am văzut pe Nicolae Ciucă atunci când la o întâlnire la care și domnul Tomac, colegul Tomac, participa, căci în Parlamentul European facem parte din același grup, cea de la Viena, în care Nicolae Ciucă, intervenind pe online, doi dintre colegii noștri de Parlament, foști șef de stat major în țări europene, foști generali în retragere încă, au intervenit și au vorbit înainte ca discuția efectivă să aibă loc despre, au încercat să explice cine e Nicolae Ciucă și ce înseamnă el pentru sistemul european de apărare. Eu cred că România trebuie să ia astăzi în calcul acest lucru. Dar, repet, discuția e prematură, nu știu dacă există discuții și negocieri între cele două partide. Convingerea mea e că Partidul Național Liberal oricum va încerca și fără existența unui candidat comun să-l susțină pe Nicolae Ciucă la calitatea de președinte. Bun, chiar dacă e prematură discuția asta, domnule Zetea, PNL
la cum arată lucrurile, ar vrea deja să așeze negocierile astea într-o anumită cheie, că se vor purta ele după alegerile de 9 iunie, că se vor mai purta și până atunci, pare că vrea să le așeze plecând de la punctul ăsta, nu? În care noi, PNL-ul, trebuie să dăm candidatul la președinție. Și de aici încolo discutăm. Da, eu le recomand colegilor, celor care au ieșit public și au vorbit despre acest subiect, să înțeleagă că nu e momentul să vorbim despre așa ceva, că dacă o să începem să vorbim despre asta, o să ne certăm înainte de a se finaliza alegerile din 9 iunie. Mai important decât orice este validarea proiectului PSD-PNL. Exact. Aceste alianțe în fața românilor, în acest moment. Acum, noi, politicienii, am gândit această alianță pentru a asigura stabilitate la guvernare României, pentru a spune despre România în fața Comisiei Europene că suntem cu adevărat singurul stat din Europa de Est care oferă stabilitate la guvernare și un partener în orice condiții pentru Bruxelles, pe flancul estic, până la urmă, aici, în fața invaziei din Rusia. Dar obiectivul nostru trebuie atins în 9 iunie. Păi da, și de ce s-ar exclude lucrurile? Iertați-mă. 50% din voturi. Dar de ce s-ar exclude lucrurile? E pe principiu așa, uite, domnule, noi avem optimismul că vom câștiga 9 iunie, putem să ne apucăm să discutăm și pașii următori încă de acum, nu? Ar fi chiar un semn de prudență, mă gândesc. Chiar un semn de pregătire, de făcut temele, domnule Zetea. Nu? Adică nu te apuci din 10 iunie încolo să te gândești, uite, domnule, am câștigat, ce facem de acum încolo? Un semn de prudență înseamnă să începem aceste discuții din 10 iunie încolo. Întâi vedem dacă românii validează... Păi nu, în sensul de calcul, de a așeza niște lucruri, prudent, măsurat de 15 ori înainte să tai o dată, la asta mă refeream. Vă spun eu acum public, dacă românii vor valida această alianță prin vot, prin votul pe lista la alegerile europarlamentare, iar PSD și PNL vor obține împreună 50% din voturi, așa cum trebuie să muncim în fiecare zi, pe stradă, în fața fiecărui român și să le cerem votul și să le explicăm de ce, atunci, da, din 10 iunie încolo vom vorbi despre un proiect comun pentru alegerile prezidențiale, pentru alegerile parlamentare, despre un proiect de guvernare pe termen lung, pe câțiva ani de zile în România, pentru a asigura stabilitatea asta. Dar haideți întâi să trecem primul test pe care îl avem. Și abia apoi să începem să vorbim despre orgolii, că e mai bun partidul nostru, că e mai bun candidatul nostru. O să avem sondaje de opinie. Detectez eu așa un pic de deranj, domnule Zetea, în legătură cu ideea asta ca PNL-ul să dea președintele în această schemă comună? Nu, dar acum, sigur, nu puteți să excludeți dorința asta legitimă a Partidului Social Democrat ca după 20 de ani în România, care a avut președinți de dreapta, ca Partidul Social Democrat să dorească să vadă în fruntea României un președinte cu viziune de stânga. Pentru că am avut și pe Traian Băsescu 10 ani și pe Klaus Iohannis 10 ani, au ajuns fiecare la finalul mandatului cu destul de puțină încredere în proiectul pe care, nu știu, pentru care au primit votul în fața românilor. Așadar, este legitim ceea ce își doresc până la urmă reprezentanții partidelor de stânga, că nu-i doar PSD-ul aici, mai sunt partide de stânga care hai să vedem. Ioana, și o să mai spun. Dacă un cuvânt doar, vă rog, înainte de a interveni, doamna Dogeoiu. Absolut de acord cu domnul Zetea că o asemenea discuție nu se face mai întâi în spațiu public și abia după aceea între protagoniști, deci în interiorul coaliției. Mi se pare absolut logic, dar domnule Zetea, vă atrag atenția și le atrag atenția și colegilor mei care au vorbit, unii dintre ei, primii, cei mai puțin unii importanți. Unii dintre ei mai vorbesc și la ora asta, Rares Bogdan ne-a zis acum 5 minute același lucru. Colegul Tomac din Parlamentul European se bucură foarte tare. Păi doar mai plânge. Ăsta e un lucru pe care, domnule Zetea, cred că trebuie să-l evităm prin toate mijloacele. Cum ziceam, Rares Bogdan, în seara asta, cu un sfert de oră, PNL va da președintele României, zice domnul Rares Bogdan, prin vicepreședinte. Eu nu mă refeream la Rares Bogdan, care, spre deosebire de domnii la care m-am referit data trecută, mai știe în cazul ăsta despre ce vorbește. Domnii aceia care au declanșat toată dezbaterea. Uite că pe diverse voci toată lumea încearcă să ducă în această direcție, Ioana, și acum mă întreb eu, o fi vreun balet aici din seria, domne, scoatem pe unii la înaintare să zică ce ne-am dori, ce am vrea și între timp altcineva zice stați puțin, să discutăm până pe 10 iunie, nu știu ce. În spate avem motive să bănuim că domnii Ciucă și Ciolacu discută despre chestia asta?
Cu siguranță discută, după părerea mea, și aici sunt două paliere. Pe de o parte, faptul că vor fi liste comune și candidat comun, din punctul meu de vedere, este o chestiune deja stabilită. Nu mai, cred că aici nu mai încape niciun fel de îndoială, este un proiect care a fost construit. Ei ar fi și stupid să ai listă comună la europarlamentare și după aia să te splitezi și ce să faci, să te cerți la guvernare în campanie electorală? Nu, nu. Că noi vrem stabilitatea, am auzit cuvântul ăsta, în curând nu vor ieși bubă pe piele, numai când îl voi mai auzi, deja fac alergie. Deci, în numele stabilității, nu. Vor fi liste comune până la capăt. Acum, în ceea ce privește identitatea candidatului la prezidențiale, aici cred că încă sunt dezbateri, dar nu atât rivalitate cât se așteaptă testul de la capitală, să vadă în ce măsură un independent are tracțiune. Deci, sigur că Rareș Bogdan masează trupele liberale care, după ce PSD-ul a luat partea leului și pe unde au avut liste comune la locale și a luat și la, pe lista de europarlamentare, sigur, un algoritm care nu poate fi negat pe procente, dar, sigur, PSD-ul a ieșit mult mai bine și atunci, sigur, trebuie să le dai și un pic de elan și al lor tăi. Dar de ce e relevant testul pentru capitală, iartă-mă, că cu independentul Cârstoiu, de fapt, susținut de ambele partide, adică cazul ăsta poate fi replicat la nivelul întregii... Cu siguranță! Cele două, PNL și PSD o să vină cu un independent și pentru președinția României? Cu siguranță că este una dintre variantele care se discută și pentru prezidențiale. Dacă se va întâmpla un miracol și domnul Cârstoiu cumva va decola, personal am rezerve mari, dar sigur, mai e suficientă vreme și pentru surprize, atunci sigur că discuția poate deveni apetisantă, subiectul poate deveni pentru interesant. Cine? Că PNL-ul, văd că, repet, pregătește prin aceste voci promovarea domnului Ciucă. Dacă era apetisantă, mai stăteau, mă gândesc. Cum spuneam, trebuie cumva masate și trupele liberale, care sunt destul de deprimate, după cum se vede. Nu este în partid o foarte mare veselie. Tensiunea este destul de mare, chit că e recunoscută sau nu. Dar varianta spre care încep să înclin din ce în ce mai mult este că, da, domnul Ciucă va fi trimis spre prezidențiale să le câștige sau să le piardă, asta e. Cel mai probabil totuși să le câștige cu stabilitate, cu război, cu ciofi și va fi pus acolo în geam, în timp ce, sigur, PSD cu premier, cu majorități, cu va lua... Păi și cum rămâne cu ambiția de care zicea domnul Zetea mai devreme, de care s-au apropiat PSD-iștii cel mai mult din toate timpurile, ca PSD-ul să dea candidat la președinție cu succes? Orice ambiție are și ea, prețul ei, nu? Depinde cât de bine poți să vinzi această ambiție și să o monetizezi, ca să zic așa. Da, e interesant că aici avem, dincolo de vocile din PNL, mai autorizate sau mai puțin autorizate, văd că a început ecoul de la PSD în aceeași direcție, cu pachetelul. Pachetelul însemnând așa, zice domnul Negrescu, europarlamentar din partea PSD-ului, cum au zis și premierul Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă, cu siguranță portofoliu, persoana care va ocupa funcția de comisar european, va fi parte dintr-o negociere mai amplă care privește alegerile din toamna acestui an. Mă refer la posibilitatea unei candidaturi comune la funcția de președinte al României, posibilitatea unor liste comune pentru Parlamentul României. Deci planul s-a pus cumva în mișcare, înțelegeți? Domnul Mușat, există o strategie... asumată de PSD și PNL, negociată împreună cu președintele Iohannis, oricât ar vrea domnul Zetea și PSD-ul să spună că ei nu au avut președinte în ultimii 10 ani. Amintesc că domnul Iohannis a numit mai mulți premieri de la PSD decât domnul Ion Iliescu, iar în momentul de față face parte din această înțelegere cu PSD-ul, pentru că eu sunt absolut convins că s-au negociat inclusiv candidaturile comune pentru parlamentarele din toamnă și sunt absolut convins că în momentul de față domnul Ciolacu a luat, repet, a salvat PNL-ul pe care l-a luat pe liste împreună la europarlamentare, tocmai pentru că își dorește o candidatură comună. Domnul profesor Nistor, pe care îl respect foarte mult, este optimist și este foarte bine că este așa, dar domnul Ciucă, ca prim-ministru și ca general al Armatei Române, n-a fost în stare să aloce 2% pentru Armata României în condițiile în care suntem în zonă de război. La fel cum actualul premier, care spune că România este stabilă, că avem soluții,
A promis 2,5% pentru armată, a alocat 1,58%. Sunt niște realități pe care și la Bruxelles, atât la NATO cât și la Comisie, lumea le percepe prin faptele pe care ne le asumăm. Mai mult decât atât, eu sunt absolut convins, absolut convins că în toamnă președintele Iohannis va fi propunerea domnului Ciolacu pentru funcția de comisar. Despre acest pachet discutăm. Este o realitate pe care nu vor să o discute cei din coaliție public, dar prin faptele pe care și le-au asumat și deciziile pe care le-au implementat până acum, nu există dubiu. Au candidați comuni peste tot în țară, împotriva candidaților USR. Este o chestiune de timp până când... Dar unde sunt acești candidați comuni, domnule Tomac? Păi, ați alungat, de exemplu, un președinte de Consiliu Județean PNL pentru a pune un candidat de la PSD, la Timiș, mă refer. E, acolo e o problemă mult mai complicată. Acela era un președinte de Consiliu Județean care alungase organizația. E o realitate. Nu, nu e o realitate, e o realitate inversă. Nu e o regulă. Nu, nu. Da, apropo, domnule Zetea, înțeleg că s-a aveți candidat s-a comun gripat în București, domnul Zetea, deși aveați candidați din propriul partid care stăteau bine contact. Da, sunt două candidaturi, 3-4 de care vorbiți dumneavoastră, în condițiile în care sunt mii de candidați în România. Adică nu e o chestiune reprezentativă. Unde merge mai greu, domnule Zetea? La europarlamentare comună este așa, o chestiune doar... Sunt niște realități politice pe care le-ați negociat. Și evident, eu înțeleg raționamentul PSD, doriți să-l trimiteți pe domnul Ciolacu spre bătălia prezidențială. Dați-mi să vă spun un lucru. Că văd că vă mulați discursul în funcție de subiectul care e pe ordinea de zi. Dacă în prima oră a emisiunii a spus că Partidului Social Democrat a fost frică de aceste alegeri și a trebuit să luăm PNL-ul ca să ne ascundem de electoratul român, e acum înainte a spus că Partidul Social Democrat a salvat Partidul Național Liberal. Deci vă schimbați discursul de la o oră nu, la e același alta. Lucru. Da. E același lucru. L-ați salvat ca să-l folosiți. Dacă nu sesizați diferența, îmi pare rău. Este un lucru total diferit ce a spus în prima oră a emisiunii față de lucrul pe care l-a spus acum. Ei, candidaturile la legile locale între PSD și PNL sunt diferite. Nu există nicio posibilitate de a candida împreună pentru că sunt organizații diferite, avem mesaje diferite în fiecare județ. Într-adevăr, dacă vorbim despre alegerile europarlamentare, vorbim despre un mesaj pe care România, prin cele mai mari două partide ale sale, îl dă către Bruxelles, îl dă către Comisia Europeană, către Parlamentul Pals. European. Aceea că suntem principalul partener al Europei în Europa de Est. Instabilitate în Polonia, instabilitate ați luat în Ungaria, în captivitate PNL, domnul Zetea, haide să nu mai... Dați puțin că acum sunt eu nelămurit. Cum adică nu candidați împreună? Păi da, majoritatea județelor, candidaturile sunt diferite. Păi majoritatea, dar nu că nu există nicăieri. Există trei situații, dacă știu eu bine, și nu sunt neapărat la Timiș s-a tranșat, da? În ciuda opoziției Nica s-a tranșat. Sunt trei județe în care există asemenea candidaturi și nici în unele dintre ele, ele nu sunt și la Consiliul Județean și la primărie, cum e Brașov. La o primărie. Evident. La primărie înțeleg că dar mai e un loc, iertați-mă că să o elucidăm, la Bacău înțeleg că sunt de înțelegeri. PSD-ul l-ar vrea pe Valentin Ivancea, dumneavoastră pe Sergiu Sechelariu. Domnul Mușat, vor fi veșnic neînțelegeri, pentru că suntem oameni și pentru că e firesc să fie așa. Sunt neînțelegeri și în interiorul propriilor partide. Păi... Dar eu l-aș întreba pe domnul Tomac, care vorbește în numele unei coaliții. Cum de așa de supărat că există o altă coaliție? Și să nu-mi spui de alinierea ideologică, că eu nici azi nu știu exact de cât de dreapta sau cât de stânga e USR-ul. Este un partid eu de dreapta. Așa credeți voi. Absolut. Sau așa declarați voi. Nu, dar există acolo lideri care au idei aproape extremiste de stânga. Nu cred. Păi, asta cu ideologiile, că o vezi foarte bine la Bruxelles în fiecare zi. Da, e o realitate politică pe care o văd milioane de români, și anume că PSD și PNL, dacă lucrurile ar fi stat așa cum le prezentați dumneavoastră,
Nu văd unde ar fi fost problema ca fiecare partid să meargă pe cont propriu în alegeri, însă PNL-ul și PSD-ul au mai candidat odată împreună și au câștigat, repet, am spus-o și în prima oră, 66% din voturile electoratului român. Aceasta este explicația acestei coaliții. Nu poate fi comparată situația din 2012, când era USL în opoziție, cu această situație. Asta când sunteți la azi guvernare. E mai grav. Atunci aveam un singur inamic, Traian Băsescu. Există. Azi există un inamic mult mai mare, care se cheamă Federația Rusă. Nu există niciun inamic. Dacă ar fi fost acest inamic așa cum îl prezentați dumneavoastră, statul român s-ar fi înarmat, ar fi alocat minim 3% pentru înarmare, așa cum face Polonia. Cu altă țară. Polonia e o situație specială. Nu e nicio situație și Polonia, specială. Pentru informația ta, nu acordă minim 3%, acordă mult mai mult, aproape 7% din PIB. Deci, așa face un stat care se simte amenințat. În situația noastră avem inflație, avem o guvernare care nu poate să-și asume, să-și implementeze deciziile proprii pe care le-a negociat. Și asta este o realitate pe care o simte orice cetățean român. Frica de decontul politic... sau nu? Bun. Da. Cum e cu negocierile astea care par să fi fost adjudecate de PSD, domnule Vlad Nistor? În București, PSD-ul să aibă candidați la 4 dintre sectoare, PNL-ul doar la 2. Candidatul la primăria capitalei, înțelegem, și până la urmă n-a mai negat nimeni că a fost mai degrabă ideea PSD-ului decât a PNL-ului, chit că el e un independent susținut de amândouă. Văd că în țară sunt războaie cu sacrificiul unor lideri locali. În București, că ce e în țară, îl întrebați pe domnul Zetea. În București sunt 6 sectoare. Convenția a fost justificată că acolo unde există un primar în funcție și PSD-ul avea 3 și PNL-ul avea 1, să își păstreze poziția de candidat, iar acolo unde sectoarele erau ale USR-ului, la sectoarele 1 și 2, să se împartă cele două sectoare, 1 PNL-ului, 1 și 1 PSD-ului. Da, per total, din combinația asta, ies mai multe pentru PSD. Nu puteai PSD. Să disloci, păi da, pentru că asta era realitatea anterioară. Nu puteai să disloci un primar, cum e Negoiță, de pildă, la 3, de succes, și care e primar în funcție, ca să pui un alt candidat de la PNL. Era chiar și absurd. Aceasta este explicația deciziei despre care vorbiți. La Timișoara nu era valabil pentru la acest domnic ca funcția aveam, de președinte al Consiliului Județean? La Timișoara aveam la Consiliul Județean și, da, un domn pe care tocmai l-am exclus din conducerea Partidului L-ați Național exclus după ce Liberal, s-a certat cu PSD-ul, și nu mai... din această cauză. Pentru că domnul acela reușise să facă praf întreaga organizație. El zice așa, Timișu ce, este antipesedist. Ce spunea el e treaba domniei sale. Erau argumente eu publice. Spun, da. Eu prefer să-i cred pe colegii mei, unii dintre ei și ei la fel, mai timișoreni decât domnul Alin Nica, cum e de pildă Cristi Bușoi, care au studiat acolo, care au trăit mulți ani acolo, care cunosc foarte bine Timișoara și județul Timiș. Organizația din Timiș e praf. Și tot ce s-a întâmplat, sau era praf până astăzi, și tot ce s-a întâmplat se datorează este în bună măsură explicat de prezența acolo a domnului Alin Nica. Și atunci, soluția a fost aceasta. Pe să care vină domnul Simoni să candideze. La Consiliul Județean. Da. Și fostul nostru primar, domnul profesor Robu, la primăria orașului Timișoara. Așa este, domn profesor. Deci, PSD și PNL au înțelegeri la nivelul întregii țări. Nu, e realitate... județe în care n-au niciun fel de înțelegere. E o realitate. Care... marea majoritate a județelor. În care se fugăresc unii pe ceilalți. Stați puțin, îmi dați voie să vă dau cazul Cluj. La Cluj, chipurile PNL și PSD candidează separat. PNL-ul vine cu domnul Boc, primar în funcție, nu știu câte mandate în spate, autoritate de necontestat. PSD-ul cu cine vine? Cu o doamnă numită Aurelia Cristea, de care nu cred că a auzit nici PSD-ul, care să-l chipurile disloce pe domnul Boc, deci, în această cursă. Da, voastră se separatați un brat. Nu cred că e contracandidata domnului Boc. Doamna Aurelia Cristea este fost parlamentară a Partidului Social Democrat
și este doamna parlamentar care a introdus în România legislația antifumat. Da. Am exagerat eu că nu o cunoaște mai nimeni. Da. Și mai ales în... Credeți-mă că dacă nu pomenesc de asta cu legislația antifumat, care probabil că acum enervează multă lume, da, asta e altă discuție, nu-și amintea nimeni cine e doamna Aurelia Cristea. Acum, serios, domnule Zetea, asta e candidatură să-i opui... Mai bine acceptați ideea cu Boc și AE, nu? Că aici chiar era probabil un caz bun de mers împreună, mă gândesc. Da, bun, acum stați un pic. Acum nu vorbim despre faptul că în Cluj Partidul Social Democrat a făcut în ultimii ani de zile rezultate spectaculoase. Am avut alegeri în care am făcut sub 10%. Așadar nu cred că se pune problema ca Partidul Social Democrat să fie partidul care acum dintr-o dată va sparge normele oricărei reguli electorale și va răsturna masa. Pare că vă asumați aceste alianțe doar acolo unde e o miză. Aruncați pe oricine. În Bistrița, de exemplu, și Partidul Național Liberal pune candidați. Asta nu înseamnă că au neapărat o șansă să-l bată pe Radu Moldovan la Bistrița, de exemplu. Dar o să aibă candidatul lor, chiar dacă este un, nu știu, este de exemplu Siegfried Mureșan, un om pe care îl vedem foarte des la televizor, dar care n-are nicio șansă să câștige Consiliul Județean din Bistrița. Deci aș pulbera mitul ăsta al înțelegerilor, spunându-vă așa. La Timiș sunt două candidaturi importante. Una e PSD, una e PNL, iar în țară se mai vorbește despre două primării care pot să fie candidaturi comune, una la Brașov, una la Bacău, unde una e PSD, una e PNL. Așadar, este 50... PNL-ul are candidat la Consiliul Județean, domnul Zeta. Da, are candidat la Consiliul Județean și o să câștige Partidul Social Democrat alegerile în județean. La Craiova cum e? Păi, de pildă. Dar la Maramureș e un meci închis înainte de a începe. Pentru... Deci, explicația, din punctul meu de vedere, e foarte simplă. Nu sunt înțelegeri între PSD și PNL. Organizațiile au avut dreptul de a avea propria lor perspectivă. De a se preda, domn profesor. De a avea propria lor perspectivă. Și e normal să fie așa. Aveți cel mai bun caz la Maramureș. La Maramureș, și din nou mai complicat, dar nu vreau să spun aici ce știu eu despre Maramureș. Nu e deloc mai complicat. Nu există absolut niciun fel de înțelegere între PNL și PSD. Actualul președinte al Consiliului Județean de la PNL și-a exprimat opțiunea de a merge să candideze la primăria Baia Mare, unde Partidul Social Democrat îl va face în alegeri și va câștiga alegerile pentru că avem alături de noi primarul în funcție. Așadar, nu credeți că vine cineva din afară și o să bată primarul care este în funcție. Îl avem pe Doru Dăncuș, care va câștiga primăria Baia Mare. Da. Și vă dau scris asta, domnule Tomac, că ne mai auzim, că știu că vă place la Maramureș și mai veniți la noi aici des. Bun, până vă auziți dumneavoastră pe spețele astea, eu aș vrea să ne uităm și la altceva, că între timp, în timp ce noi vorbim și se fac planuri de astea politice, noi să scurg în continuare bani cu nemiluita, bani publici în tot felul de direcții. Una din direcții sunt toate privilegiile astea pentru magistrați. Și acum, probabil, nu o să vă vină să credeți, pentru ce au mai obținut o scutire, o derogare, un decont magistrații? Pentru ochelari și lentile de contact. În alta curte a decis ca magistrații să aibă dreptul de a li se deconta banii pentru ochelarii de vedere. S-a întâmplat chestia asta pentru că purtătoarea de cuvânt a Consiliului Superior al Magistraturii, o doamnă pe numele Daniela Stăncioi, a câștigat procesul în care a dat statul în judecată ca să-i se deconteze ochelarii. Deci doamna a vrut decont pentru ochelari pentru că lucrează cu calculatorul, pentru că probabil, mă rog, linge era să zic hârtia, așa, chiar așa se zice în instituțiile publice, când dai multe foi așa acolo, probabil de la dosare. Spre deosebire de oricine altcineva din țara asta în mediul public sau privat, magistraților, Ioana, trebuie să li se deconteze și ochelarii. Își vor putea schimba lentilele și ramele odată la 2 ani, 2500 de lei pentru lentile, 500 de lei pentru rame, vor fi decontate și manopera și examenul medical. E prea mult. Este mult prea mult. Eu cred cu tărie că magistrații ar trebui să aibă un regim special, având în vedere importanța extraordinară și specială a muncilor. Nu mai detaliez.
Dar dacă asta, da, presupune niște salarii mari, da, eu sunt de acord și cu un regim diferit la pensionare, dar în niște limite decente, cu o vechime apropiată, dacă nu identică, cu a tuturor celorlalți oameni care muncesc. Genul acesta de conturi sunt sărituri peste cal și sunt extrem de iritante pentru restul populației. Asta ce e? O ciupeală până la urmă? Adică dacă te uiți la niște salarii de mii de euro, asta e o ciupeală. Exact asta și voiam să spun. Ele nici măcar nu sunt niște chestiuni importante financiar pentru ei. Adică la salariile pe care le au magistrații în România, o pereche de ochelari nu și o pereche de ochelari pe an, ok, nu reprezintă o sumă fabuloasă, o sumă de nesuportat. Asta este exact din ciclul de ce pentru că pot. Și acest pentru că pot enervează foarte tare și rupe o legătură care ar trebui să existe, să fie solidă între justițiabil și cel care înfăptuiește justiția. Când legătura asta de respect și încredere e ruptă, actul de justiție e greu de înfăptuit. Da, ce mi se pare foarte tare, domnule Zetea, este că sunt obținute aceste drepturi, ca și majorarea retroactivă a salariilor, dând în judecată statul la niște colegi de-ai tăi. Adică dai în judecată statul să primești salariu mai mare, colegul tău de la instanța unde ai dat în judecată zice da. Vrei lentile? Da. Vrei rame? Da. Vrei, nici nu știu ce o să mai vrea, dar cred că o să mai vrea. Da, deci acum cazul cu ochelari este unul mai special, pentru că este o lege din anul trecut sau din 2022, cred, prin care angajatorii, în urma contractelor pe care și le fac cu Casa de Asigurări de Sănătate, pot să deconteze către angajații lor, nu doar către magistrați. Magistrații, sigur că acum profită de această lege, dar sigur că legea asta are un anumit scop. Încearcă pentru angajații care au venituri mai mici, încearcă pentru restul populației să ajute cu starea lor de sănătate generală. Acum, cei care au venituri mai mari, în principiu ar trebui să înțeleagă și situația asta dificilă în care se află totuși bugetul național al României. Dar acum vorbim despre restul angajaților. Iar statul român a dat o lege, Parlamentul României a dat o lege prin care, cu adevărat, angajații din România, în urma cererilor care le fac către angajatorilor, își pot deconta această pereche de ochelari. Nu obligatoriu, își pot. Absolut normal. Își pot. De aceea și spun și eu, bugetarii care au salariile cele mai mari din România, și vorbesc aici despre magistrați, n-ar trebui să profite chiar de fiecare facilitate pe care statul român o acordă angajaților din România. Că nu ești în situația în care ai 2500 de lei salariu, prin care poți să-ți faci cumpărăturile, să întreții o familie și poate și doi copii, și ai nevoie de o pereche de ochelari. Ai un salariu poate de 20.000 de lei și îți permiți câte perechi de ochelari îți dorești tu, nu o dată pe an, ci o dată în fiecare lună poți să schimbi rama de la ochelari sau lentilele sau cum o vrea ele. Dar statul român a dat această facilitate către angajații din România. Da. Apropo de angajații din România, vă mai atrag atenția asupra unui fapt, că aparatul bugetar din România a ajuns pe locul 4 în Europa. Deci statul cheltuiește în acest moment un sfert din venituri doar pentru salariile bugetarilor. Suntem peste Franța, peste Grecia, doar Cipru, Malta și Irlanda, toate considerate paradisuri fiscale, mai plătesc atât de bine. Iar noi angajăm 38 de bugetari în fiecare zi. Asta era statistica la nivelul anului trecut. Este o realitate. Din păcate, atât timp cât nu punem accent pe profesionalism, cât nu încercăm să facem mai suplu aparatul public și mai eficient, România va avea această problemă de sistem foarte mult timp de acum încolo. Evident că în an electoral nimeni nu va dori să ia în serios această discuție, dar după alegeri avem obligația, suntem condamnați să luăm măsuri de restructurare a sistemului public, pentru că evident, noi nu putem face performanță atât timp cât cei mai mulți bani îi risipim pe resursa umană care nu se dovedește a fi eficientă. Cel mai elocvent exemplu, dacă vreți, Ministerul Fondurilor Europene. La Ministerul Fondurilor Europene, fișa postului este să aduci bani europeni în România. Ori actuala guvernare a dat o lege prin care majorează și acordă sporuri de peste 50%
pentru cei care fac performanță pentru atragerea fondurilor europene. Și după aia cine a mai vrut sport de 50% la fel? Primăriile au zis, dacă ăia de la Ministerul Fondurilor Europene au, vrem și noi. Mi se pare o chestiune, bani europeni. Prefer să avem un funcționar public sau o categorie de funcționari publici bine pregătiți, bine verificați, eficienți și mult mai puțini, decât un aparat greoi cu sporuri și care oricum nu reușește să facă performanță, și această chestiune se vede. Acolo unde există administrații publice locale eficiente care au reușit să-și pună la punct un sistem care pune pe primul loc eficiența și atragerea resurselor, au făcut performanță. Iar în cea mai mare parte, din păcate, lucrurile lasă de dorit și, evident, sunt foarte multe instituții care nu își justifică acest personal extrem de stufos care, din păcate, trebuie întreținut cu bani de la... Da, asta în contextul în care azi am mai aflat și informația venită chiar de la șefa CNAS, că CNAS-ul are bani, de fapt, anul ăsta din buget pentru 9 luni, nu are bani pentru tot anul. Deci mai vedem. Mai dăm niște bani la ochelarii magistraților, mai facem niște angajări pe undeva, mai contribuim cu 2-3 CSS-uri fiecare de căciulă în funcție de cum avem veniturile, nu e nicio problemă, dar banii tot nu ajung. Mulțumesc, Ioana Nedogioiu, Gabriel Zetea. Imediat ce revenim, doamnelor și domnilor, discutăm despre scandalul profilat la vârful Comisiei Europene. Parchetul european, cel condus de Laura Codruța Kövesi, a intrat pe firul acestei anchete privind cumpărarea vaccinurilor. Ursula von der Leyen, suspect, îi se analizează telefoanele, mesajele pe care le-ar fi schimbat cu șeful de la Pfizer. Despre ce e vorba imediat. Scandal la vârful politicii europene fix acum în preajma alegerilor. Procurorii din cadrul parchetului european, cel condus de Laura Codruța Kövesi, investighează acuzațiile în legătură cu cumpărarea de vaccinuri anti-COVID. Sunt acum analizate convorbirile, schimburile de mesaje dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul companiei Pfizer. Parchetul belgian a confirmat această informație dată inițial de Politico. E aici mai mult decât un schimb de mesaje. Se vorbește chiar de un documente care ar exista și ar proba interferența în funcții publice, corupție și conflict de interese, spune parchetul din Liege, Belgia. Se investighează deocamdată, așa am spune noi, in rem. Nimeni n-a fost acuzat oficial în legătură cu acest caz. O fi de natură să încurce jocurile la nivel european, domnule profesor? Deci toate zvonurile, discuțiile, controversele în legătură cu această problemă le-am auzit cu toții, le știm cu toții aici și la Bruxelles și peste tot în Europa de destul de multă vreme. Bizar e, într-adevăr, faptul că explodează acum cu câte zile, cu 70 de zile, mai puțin de 70 de zile, înainte de alegeri. Mai ales atunci când Ursula von der Leyen a fost la un congresul de la București declarată Spitzenkandidat al EPP-ului, partidul pe care și domnul Tomac și eu îl reprezentăm acum aici, Partidul European. E bizar, dar în principiu, ca o ființă democratică și cu mintea deschisă, orice fel de suspiciune trebuie cercetată. Și cu cât e mai repede cercetată, cu atât e mai sănătos. Și pentru societatea europeană și pentru persoanele eventual implicate. Pentru că, altminteri, în lumea asta nu ajungem niciodată nicăieri. Problema e că și dacă nu e găsită până la urmă vinovată, dar e implicată mai mult decât e acum în această anchetă, doamna Ursula von der Leyen, adică își schimbă statutul. Să îndreaptă niște acuzații formale împotriva domniei sale. Deocamdată e parte din poveste. Domne, să vedem cine a schimbat mesaje cu șeful de la Pfizer, ce documente s-au distrus, mai zic procurorii europeni, cum a interferat și cine de la nivelul Comisiei Europene, dacă se face pasul 2 până 9 iunie. Și doamna Ursula von der Leyen capătă o anumită calitate în dosarul ăsta. Ce se va întâmpla? Da, personal sunt destul de
rezervat inclusiv de evoluția situației cu privire la acest caz și după 9 iunie. Evident că orice suspiciune, orice chestiune care ridică semne de întrebare trebuie tratată instituțional și trebuie să se răspundă la întrebări. Însă vreau să vă spun ceva ce domnul profesor Nistor poate confirma. Bătălia pentru poziția de președinte al Comisiei Europene este o bătălie extrem de complexă și importantă. Și în 2019 PPE-ul avea un alt candidat pentru funcția de președinte al Comisiei. Evident că toată lumea își dorește să-și păstreze pozițiile pe care le are, pe care le deține în clipa de față, dar eu sunt absolut convins că rezultatul din 9 iunie va reseta complet întreaga agenda europeană, inclusiv negocierile pentru funcțiile cele mai importante. Mulți își doresc acum, evident că rezultatul va fi cel care va îndreptăți anumite formațiuni să solicite funcții importante, altele nu vor avea decât opțiunea de a împărți ceea ce rămâne. La nivel european, domnilor, se practică jocurile astea în care chiar înainte de alegeri tu să împarți prezumtivele funcții, nu în funcție de ce rezultat Ursula aștepți. De ce n-ar fi și în politica românească, apropo de ce vorbeam mai devreme? Domnul Mușat, Ursula von der Leyen a obținut în Parlamentul European mandatul de președinte al Comisiei Europene doar cu 8 voturi peste. Asta spune foarte mult. Unul din colegii noștri de delegație român n-a votat-o. Dar, era pregătit postul pentru altcineva la vremea, exact, dacă mă amintesc eu bine. Asta vreau să spun. Da. Lovitura, dacă există, nu este împotriva politică, împotriva Ursulei von der Leyen direct. Pentru că, așa cum ați menționat amândoi adineori, s-a întâmplat data trecută că Manfred Weber, Spitzenkandidatul, a fost înlocuit în ultimele zile cu Ursula von der Leyen. Deci nu asta e problema. Dacă există un mecanism, mecanismul acesta lovește în EPP, în Partidul Popular European și nu în altcineva, pentru că poate afecta, sau nu, nu-mi dau seama, dar altă țintă nu poate exista, pentru că candidatul contează mai puțin. Ce e în spatele lui contează cel mai mult. Să sperăm că nu se va întâmpla așa, să sperăm că nu există decizii în background, ci că totul ține de pur și simplu funcționarea, hai să zicem, normală a justiției. Singurul meu punct de suspiciune e de ce se întâmplă lucrurile atât de târziu, când în mod normal, existând discuțiile și probabil câtă vreme parchetul belgian instrumenta, probabil și oarecare elemente, ele trebuiau discutate, provocate mai devreme. Deci noi avem așa, ancheta deschisă de belgieni datează de la începutul lui 2023, deci e de un an și ceva. Exact. A preluat-o abia acum parchetul acesta european, condus de Laura Codruța Kövesi. A mai existat mai de mult o cerere a New York Times. E prima sursă care a zis, domnule, între Ursula von der Leyen și șeful de la Pfizer au avut loc mesaje nepotrivite care sugerau un conflict de interese, corupție în legătură cu vaccinurile. Dați-ne acces la date. Și Comisia Europeană n-a dat acces la date. Ci în ce constau aceste schimburi de mesaje? New York Times a dat în judecată Comisia Europeană. Nu mai știu cum s-a soldat povestea asta, înțelegem că se tărăgânează, că n-am aflat încă conținutul SMS-urilor. Prin urmare, e foarte complicată povestea, nu știm exact cum se va întâmpla, dar nu e, după părerea mea, nu era momentul potrivit să se întâmple așa ceva în plină campanie electorală sau în pre-campanie electorală. Mai ales că miza e foarte mare. Da. Pentru că acolo miza extremismului e adevărată, nu e, după părerea mea, ca în România. Și e mult mai consistent. Ce poate să facă acest parchet european, IPPO ăsta, față de justiția belgiană, înțelegem, este că în investigațiile astea poate să solicite de la funcționari sau europarlamentari din mai multe țări telefoane, documente, ceea ce autoritățile într-o țară nu pot, înțelegem, nu? Evident, are competență exactă pe funcționarea instituțiilor europene. Adică Pfizer e în Germania, vizează asta, bugetul Uniunii Europene și aici discutăm despre o libertate foarte clară pe care o are parchetul european în relația cu Comisia. Deci are
toate instrumentele pentru a afla orice, dacă există. Înțelegem că poate să meargă acasă în Germania la doamna Ursula von der Leyen, la ce birou o avea ea acolo, politic, de habar n-am de care, și poate să ceară inclusiv nu are de acolo. În Germania, că stă la Bruxelles. Mă rog, dar vreau să zic că, presupunând că și-a aruncat telefonul în birou din Germania și l-a încuiat într-un sertar, se poate merge până acolo, nu? La... Are pârghiile necesare legale pentru a clarifica orice întrebare și-o pun procurorii în momentul de față. Da, ziceați, domnule profesor, mai avem un minut, că poate să arunce o lumină negativă asupra Partidului Popular European sau asupra, acum, nu știu. Nu, eu așa mă gândesc. Să zică da, și ce putea, dacă. Eu așa mă gândesc, dar da, s-ar putea să exagerez, pentru că așa cum spuneați și dumneavoastră, spunea și colegul Tomac mai devreme, data trecută am avut un spitzen candidat și la masa verde s-a hotărât ca altcineva să fie președintele Comisiei Europene, pentru că în ultimă instanță șefii de stat și de guvern nu pot fi ocoliți dintr-o decizie atât de importantă. E adevărat că în ultimă instanță votează și Parlamentul European, dar abia în ultimă instanță. Votează ce se negociază. Da. Mulțumesc. Ce e gata negociat, exact. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat aici pe B1 TV. Ne revedem mâine seara.